Bună seara, bine ați revenit la emisiunea În Vizor, sunt Rareș Niculescu, discutăm și în această seară despre actualitatea politică, de această dată despre actualitatea politică din România, văzută prin ochii Bruxellesului. Îl avem alături de noi ca invitat în această seară pe Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL. Este un europarlamentar însemnat pentru că deține și funcția de purtător de cuvânt al Partidului Popular European, cea mai importantă formațiune politică europeană din acest moment. Bine ați venit, domnule europarlamentar. Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație. Cu ce vești veniți de la Bruxelles? V-ați întors recent de la lucrările Parlamentului. Așa este. Adevărul este că sunt săptămâni în care România joacă un rol important pe agenda Uniunii Europene. În primul rând, deoarece peste 3 luni de zile vom prelua pentru prima dată președinția Uniunii Europene. Această președinție este o oportunitate pentru România de a ne prezenta întregii Uniunii Europene, căci perioada în care deții președinția Uniunii Europene este perioada în care toată Uniunea Europeană se uită cu atenție mai mare spre tine. Deci suntem într-o perioadă în care Europa se uită cu atenție spre noi și ce se vede dinspre Uniunea Europeană? Se văd oameni care de 2 ani de zile ies în stradă, chiar protestează pentru bună guvernare, pentru valori europene, pentru justiție. În această săptămână a avut loc și un adevărat desant al autorităților din România la Parlamentul European. Care au fost concluziile cu care au rămas colegii dumneavoastră despre această vizită, în principal, a doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă? Păi, lumea vede foarte clar de o parte românii care vor dreptate, care vor valori europene, care vor să ne apropiem în continuare de Europa ca mod de viață, ca standard de viață și văd o guvernare, o majoritate parlamentară care dorește să slăbească instituții, să slăbească legi și să le folosească doar în interes propriu. Și săptămâna aceasta, prim-ministrul Guvernului României, doamna Dăncilă, s-a aflat în vizită la Bruxelles și a încercat să convingă instituțiile Uniunii Europene că dumneaei în serviciul domnului Dragnea are dreptate și că sutele de mii de oameni care ies în stradă și cer bună guvernare, care ies în fața guvernului, în fața Palatului Victoria, nu au dreptate. Și era previzibil că doamna Dăncilă va eșua. Este un prim-ministru în care Uniunea Europeană nu mai are încredere datorită modului în care a gestionat protestele de pe 10 august, datorită modului în care se pune în folosul unui infractor recidivist, președinte PSD și președinte al Camerei Deputaților și datorită modului în care gestionează economia țării, fiindcă dacă ne uităm la mersul economiei, vedem un guvern care cheltuiește totul astăzi, indiferent de necazurile care le lasă în urmă și de modul în care împovărează oamenii, cheltuiește totul pentru a capitaliza politica acum. Iar Uniunea Europeană vede aceste lucruri, vede că în România investițiile scad, nu reușim să absorbim fonduri europene, deficitul crește, datoria crește, leul pierde din valoare, roborul crește. Deci această guvernare populistă, care e clar că duce România într-o situație de criză economică, este văzută și guvernul care guvernează țara așa pierde încredere. Deci un mare plus pentru poporul român și un mare minus pentru guvern, așa este văzută România în momentul de față. Aceleași lucruri le spune Corina Crețu, comisar european, care, cu siguranță lumea știe, reprezintă grupul social-democrat din Parlamentul European. Același lucru spune și domnia sa, cere guvernului proiecte de autostrăzi și mai spune că Bruxellesul așteaptă să dea bani României. Realitatea este următoarea. Bugetul Uniunii Europene funcționează pe perioade de 7 ani de zile. În perioada 2007-2013 am reușit să absorbim toți banii care ne stau la dispoziție pentru agricultură, căci plățile directe spre fermieri se fac practic automat. Din banii care trebuie să le explicăm oamenilor că nu revine niciun merit guvernului în buna funcționare a acestui sistem. Este un sistem european bine pus la punct, care funcționează după reguli foarte clare. Exact. Aceleași reguli în toate țările. Din banii pentru autostrăzi, căi ferate, spitale regionale, modernizări, tot felul de lucrări, din 19,6 miliarde cât am avut la dispoziție în perioada 2007-2013, am reușit să absorbim 18 miliarde. Am pierdut 1,6 miliarde, bani pe care îi puteam folosi. Acum, în perioada 2014-2020, sunt întârzieri majore. Au trecut deja 4 din 7 ani, iar noi am reușit să absorbim doar 15% din banii care ne stau la dispoziție. Deci, în perioada anterioară am reușit să absorbim o mare parte, dar târziu, cu întârzieri. Acum, iarăși avem întârzieri mari. Și oamenii așteaptă autostrăzile. Eu sunt din Hunedoara. Ca să vin de la Hunedoara la Cluj, la fel, trebuie să merg inclusiv în această dimineață, când ați venit la Cluj, ați întâmpinat
probleme din punct de vedere al circulației pe drumurile publice. Da, în această dimineață am venit de la Brașov spre Cluj și pe măsură ce mă apropiam de Cluj, Turda, venirea spre Cluj, da, între orele 8 și 10 dimineață, când lumea mergea spre servici, când întreprinzătorii începeau să facă transporturi, străzile erau gătuite, erau aglomerate, iar pentru a fi mai competitiv, pentru a atrage investitori aici, ai nevoie de autostrăzi. Eu merg mult în firme în vizită. Am fost la fabrică de cutii de viteze auto în județul Alba, la Sebeș, unde producătorul mi-a spus foarte clar, producem aici cu forță de muncă românească, cu lucrători români, cu ingineri români, cu informaticieni români. Cutiile de viteză merg spre fabrica finală din Germania, unde sunt asamblate pe autoturism. Fără autostrada Sibiu-Nădlac, pe drumul național ne lua 8 ore. Când autostrada va fi terminată, ne va lua 4 ore. Deci în timpul în care un camion doar merge acum, merge și se și întoarce de la autostradă. Deci avem nevoie de mai puține camioane, mai puține costuri de amortizare. Ce vreau să spun este următorul lucru. Infrastructură bună, autostrăzi, înseamnă costuri mai mici de transport și asta înseamnă că firmelor le rămân mai mulți bani în firmă să investească, să mai construiască o hală, să mai angajeze 100 de oameni și să mărească salariile lucrătorilor care sunt în firmă. Când am fost în vizită la Ford, la Craiova, mi s-a spus foarte clar următorul lucru. Costul pe care îl avem să instalăm roboții în fabrica Ford de la Craiova este același cu costul pe care îl avem să instalăm roboții în Germania, în Spania sau în Franța, că sunt aceiași roboți și aceiași ingineri. În România avem cost mai mic cu forța de muncă, dar avem cost mai mare cu transportul. N-avem autostrada Pitești-Sibiu, n-avem drumul rapid Craiova-Pitești, șosele ocolitoare la Slatina, la Balș, care ne țin camioanele blocate în orașe, poluează, produc vibrații, stau gătuite acolo. Deci, dacă am avea autostrăzi, am avea cost mai mic de transport și am avea spațiu să mărim salariile oamenilor. Ministrul Român al Transportului o spune dimpotrivă că dacă am construi autostrăzi, nu am face altceva decât să alungăm multinaționalele din România și să alungăm locurile de muncă, pentru că aceste autostrăzi ar schimba configurația economică a țării. E bine că spuneți asta. L-am contrazis atunci pe ministrul transporturilor și vreau să-l contrazic și acum cu tărie. În țări din Europa Centrală și de Est, în care autostrăzile sunt deja construite, s-a dovedit foarte clar că a existat creștere economică, investiții mai multe, locuri de muncă mai multe. Mie îmi spun investitorii, chiar de la noi, de aici, din Ardeal, următorul lucru. Vrem autostrada spre Moldova, ne ajută și pe noi. E vorba chiar de această autostradă pe care doamna Crețu a dat-o drept exemplu de investiție care ar fi putut fi asumată de Uniunea Europeană, însă România a refuzat acest lucru. Autostrada Târgu Mureș-Iași. Exact. Uniunea Europeană are bani în casă pentru investiții în economia României. Trebuie pur și simplu autoritățile să dea drumul la aceste proiecte. Și ce spun așa colegii dumneavoastră în Parlamentul European sau în celelalte instituții europene când aud acest lucru paradoxal? Ar exista bani disponibili pentru România, însă România nu face eforturi să-i atragă. Păi realitatea este următoarea. A construi autostrăzi în România e în primul rând în folosul nostru, în folosul cetățeanului român, în folosul întreprinzătorului din România, dar adevărul este că e și în folosul întregii Uniuni Europene. Vin produsele românești, merg mai repede spre alte piețe din Europa, au succes mai mare comercianții români, merg produsele mai repede, mai ieftin și la fel încoace spre România. Consumatorul român poate avea acces la mai multe produse, mai rapide, mai ieftine. Deci este de neînțeles, este o expresie foarte clară a proastei guvernări și nu s-au mai licitat de ani buni kilometri noi de autostradă în România, deși Uniunea Europeană are fonduri la dispoziție, doar anul acesta în bugetul Uniunii Europene, pe care eu l-am negociat ca raportor din partea Parlamentului European, sunt 46 de miliarde de euro, bani pentru plăți pentru fonduri structurale și de coeziune. Anul trecut au fost 30 de miliarde de bani pentru plăți, am mărit acum cu 55% din următorul motiv. Sunt întârzieri la absorpția de fonduri europene în mai multe state și în România, dar nu doar în România.
Și se apropie de sfârșit această perioadă 2014-2020 și mă aștept ca în sfârșit banii să fie absorbiți și de aceea am zis vreau să punem anul acesta mai mulți bani în casă, pentru că atunci când statul român trimite facturi la decont sau când un beneficiar de fonduri europene, fie că sunt trei tineri întreprinzători, fie că este un ONG care a accesat un program de fonduri europene, lucrările să fie decontate imediat, banii să vină imediat. Deci răspunsul este Uniunea Europeană are bani, îi are chiar în casă, noi doar trebuie să respectăm regulile și să îi aducem încoace. Ați depus și un amendament care propune ca statelor europene afectate de pesta porcină africană să le fie alocată o sumă de 110 milioane de euro pentru despăgubiri către gospodari, către producători. Ce trebuie să facă România pentru a beneficia de o parte din acești bani? Vedem că în România au apărut focare de pestă porcină în 13 județe între timp, mai mult de 900 de focare și, din păcate, pesta porcină africană încă se extinde, nu este pe deplin controlată în România. De aceea eu am spus vreau să punem fonduri europene la dispoziție pentru ca oamenii afectați să poată beneficia și am făcut un amendament la bugetul Uniunii Europene prin care am cerut alocarea a 110 milioane euro pentru ajutorarea fermierilor afectați de pestă porcină. Pentru ce pot fi folosiți acești bani? În primul rând, pentru despăgubirea fermierilor care au trebuit să sacrifice animale. Am vizitat în urmă cu 2 săptămâni la Tulcea un producător de carne, un fermier care a sacrificat 48.000 de capete. Au trebuit să fie ucise, fiindcă s-a găsit pestă porcină la el în fermă. Deci banii pot fi folosiți în primul rând pentru despăgubirea fermierilor care au trebuit să sacrifice animale. În al doilea rând, pentru repopularea fermelor, pentru oameni care doresc să cumpere noi animale, să repopuleze fermele. În al treilea rând, pentru investiții în fermă, pentru noi condiții de igienă și de salubritate. Spui, am înțeles cum a intrat pesta porcină acum în fermă, vreau să baricadez ferma, să o reconfigurez, să o reconstruiesc, încât să nu mi se mai poată întâmpla. O parte din fonduri vor fi alocate așadar pentru ca astfel de incidente să nu se mai repete. Și o parte din fonduri pot fi alocate pentru următorul lucru. Avem peste porcină africană în România acum și mi-e teamă că exportatorii de carne de porc din România vor avea de suferit încă o lungă perioadă de timp. Dacă exporturile de carne de porc din România nu vor merge în următorii ani și unii fermieri spun nu merge cu carnea de porc din România că lumea știe că am avut peste porcină și nu o mai cumpără de aici, atunci fermierii să se poată reprofila, să poată crește. Bovine, ovine, păsări. Și pentru asta e nevoie de investiții de retehnologizare și reconversie în ferme și vreau ca și aceste investiții să fie susținute din fonduri europene. Deci bani pentru desfăgubirea animalelor sacrificate, pentru repopularea fermelor și pentru investiții în ferme pentru a le face mai sigure și a le reconfigura pentru creșterea de alte animale. Pentru ca banii să poată veni, guvernul are 2 obligații. În primul rând, trebuie să ceară acești bani, să depună la Comisia Europeană o documentație completă prin care să explice foarte clar ce s-a întâmplat, câtă peste porcină avem, câte animale au fost afectate și așa mai departe. Deci, în primul rând, trebuie să depună documentație completă. Știm că guvernul a depus documentație în urmă cu 2 săptămâni, foarte târziu, dar documentația încă nu este completă. Deci trebuie în sfârșit ca acea documentație depusă să fie completă. În al doilea rând, guvernul trebuie să respecte niște condiții pentru ca banii să poată veni și aceste condiții țin în primul rând de combaterea flagelului, de controlul populației de mistreți, de punerea în vigoare a unor teste care să permită identificarea și contracararea rapidă a acestei boli. Realitatea este că în ianuarie-februarie 2017, Comisia Europeană a făcut un audit în România prin care a tras concluzia că România este vulnerabilă la pestă porcină, a spus de ce și a spus și ce avem de făcut. Iar acel audit a fost publicat în septembrie 2017, iar de atunci și până acum, guvernul nu a făcut încă ce trebuie pentru a preveni apariția acestei peste. În România s-a creat o adevărată teorie a conspirației legată de pesta porcină. Mulți susțin în diferite medii că ar fi o conspirație împotriva economiei românești, că ar fi măsuri menite să dea o lovitură agriculturii și zootehniei românești. Care este situația în celelalte țări europene? Este România diferită de alte țări? Realitatea este că există pestă porcină africană și în alte țări europene. Există în statele Baltice, în Letonia, în Lituania.
există în Polonia, există în Ungaria, în Republica Moldova, în Ucraina și în Bulgaria. Dar adevărul este că România este mai puternic afectată, fiindcă nu am luat măsurile necesare. În Polonia există foarte clar, există garduri și separări foarte clare în pădure legate de porcii mistreți. Se știe exact unde sunt mistreții, cum se mișcă, cine, când, unde îi poate vâna. Există o evidență clară a populației de mistreți. În România nu există. Deci eu nu cred în teoria ale conspirației. Eu aș prefera ca actualul guvern să-și facă treaba și să îngrădească să separe lucrurile clar, încât peste porcină să nu se poate extinde. Haideți să revenim la un subiect important care se va afla pe agenda Parlamentului European în curând. România urmează să facă obiectul unei dezbateri, tema principală fiind situația statului de drept în țara noastră. Ce se va întâmpla cu ocazia acestei dezbateri? Când va avea loc? Cine vor fi principalii protagoniști ai acestui eveniment? Miercuri, pe 3 octombrie, în Parlamentul European se va dezbate timp de o oră situația din România și mai ales, după cum bine a spus, situația statului de drept. Această dezbatere a fost pusă pe agenda Parlamentului European fiindcă au apărut semne de întrebare în ultimele luni cu privire la acțiunile acestui guvern. La această dezbatere a fost invitat și prim-ministrul Guvernului României, fiindcă este firesc să nu se discute doar despre România, ci să se discute cu România. Unul la mână, doi la mână. Mă aștept ca în cadrul acestei dezbateri să se facă o distinție clară, o separație clară între România, între poporul român, care este un popor profund european, pro-european, care vrea să trăiască ca în Europa, care vrea justiție, vrea dreptate, și guvernul aflat în subordinea unui infractor care dorește altceva. Deci va fi o dezbatere în fața și împreună cu oameni politici europeni care sunt bine informați cu privire la situația din România, căci presa internațională a relatat, oamenii politici citesc legi, nu doar titluri de presă. Deci oameni politici bine informați din mai multe state vor dezbate situația din Europa în următorul context. În contextul în care președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus chiar în discursul său anual privind starea Uniunii Europene următorul lucru. Statul de drept nu este negociabil. Deci Uniunea Europeană este preocupată de respectarea statului de drept în toate colțurile Uniunii Europene, în fiecare stat membru. Au apărut semne de întrebare cu privire la acțiunile acestui guvern și asta se va dezbate pe 3 octombrie în Parlament. Care ar fi principalele reproșuri pe care partenerii noștri europeni le adresează guvernului condus de Viorica Dăncilă? Păi, în primul rând, încercarea de a folosi puterea politică în interes propriu, de a slăbi, de a afecta legi existente, legile justiției, slăbirea codurilor penale, desemnarea unui nou procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, demiterea procurorului șef anterior, toate în contextul unei majorități parlamentare controlate de oameni politici care sunt certați cu legea, ceea ce evident duce la suspiciuni. Deci mesajul este lăsați justiția să-și facă treaba, oamenii nevinovați, evident, nu au aceste teme. Cei care au făcut nereguli vor trebui să dea socoteală și dacă le este dovedită vinovăția, evident, sunt consecințe. Dacă nu le este dovedită, evident, ești liber. Deci o justiție care să-și îndeplinească misiunea, oameni cinstiți care nu au de ce să se teamă, oameni certați cu legea care trebuie să știe că nu mai merge și așa. Acestea sunt mesajele de la nivel european pe care le aștept în perioada următoare. Haideți să vedem acum și care ar putea să fie urmările acestei dezbateri. Opinia publică din România a urmărit dezbaterile din Parlamentul European cu privire la Ungaria și la adresa Ungariei, acuzații tot legate de încălcarea statului de drept, și românii au văzut, s-au finalizat aceste dezbateri cu activarea articolului 7 aliniatul 1 din Tratatul Uniunii Europene. Ce s-a întâmplat acolo? Care este diferența între situația Ungariei și situația României în acest moment? Ce are de învățat România din episodul prin care a trecut țara vecină? Da. Păi, există în momentul de față aplicat acest articol 7 al Tratatului Uniunii Europene în privința a două țări, Ungaria și Polonia. În ceea ce privește Ungaria,
articolul a fost activat de către noi, Parlamentul European, în ceea ce privește Polonia, el a fost activat de către Comisia Europeană în urmă cu câteva luni de zile. Fiindcă au fost adoptate modificări la legi care pun sub semnul întrebării independența justiției, independența curților, a curții constituționale în Polonia, independența presei libere în Ungaria, funcționarea Universității Centrale Europene în Ungaria, funcționarea ONG-urilor în Ungaria. Deci au apărut semne de întrebare. După ce a fost adoptată legislație, primul lucru pe care vreau să-l spun este că la acest moment există o diferență mare între Polonia și Ungaria pe de o parte și România pe de cealaltă parte, deoarece în Polonia și Ungaria aceste legi care fac rău, care slăbesc instituții, afectează echilibrul puterilor în stat, au fost deja adoptate. La noi aceste legi, de bine de rău, încă nu au fost adoptate. Am reușit în Parlament și prin acțiunea ale colegilor mei din Partidul Național Liberal să blocăm aceste inițiative prin sesizări la Curtea Constituțională, sesizări ale Partidului Național Liberal, ale președintelui Iohannis, prin activarea Comisiei de la Veneția, care trebuie să dea opinii acum. Am reușit să amânăm intrarea în vigoare a acestor legi, tocmai de aceea pe Liviu Dragnea îl și arde acum să dea o ordonanță pe amnistie și grațiere, ignorând Parlamentul și toate celelalte puteri legislative, puterea legislativă și toate celelalte puteri din România. Deci este o diferență încă între Polonia și Ungaria pe de-o parte, unde legile rele sunt în vigoare, și la noi, unde de 2 ani de zile guvernul încearcă să dea aceste legi, dar de bine de rău am reușit să le blocăm până acum. De aceea, pe baza ceea ce s-a adoptat până acum, împotriva Poloniei și a Ungariei, s-a activat articolul 7, care este justificat. Împotriva României, nu se pune problema activării articolului 7 la moment, căci acele legi nu sunt în vigoare, dar există sistem maxim de alertă și îngrijorare maximă, vreau să spun foarte clar, la Bruxelles, legat de mersul României. Acum, m-ați întrebat concret ce se întâmplă cu articolul 7, ce înseamnă. Activarea acestui articol 7 înseamnă următorul lucru. Înseamnă că avem suspiciuni cu privire la respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene în Ungaria și Polonia. Libertatea presei, standarde democratice, justiție liberă, presă liberă care să-și poată spune cuvântul, să critique când dorește, pe cine dorește. Au apărut aceste semne de întrebare. Până acum, în Ungaria, guvernul era dispus să discute cu Uniunea Europeană și eventual să facă modificări la legi când legile nu respectau când legile maghiare nu respectau legislația europeană. Acum vedem că nu mai există această disponibilitate din partea lui Viktor Orban și a guvernului Ungariei și de aceea în Parlament am decis activarea acestui articol, articol 7, care nu înseamnă că Ungaria este sancționată imediat, ci înseamnă că Ungaria intră într-un dialog organizat, formal, cu instituțiile Uniunii Europene și trebuie să dovedească că legile adoptate în Ungaria respectă legislația europeană. Dacă Ungaria își corectează cursul și legile adoptate acolo respectă normele europene, atunci nu se va întâmpla nimic. Dacă legile în Ungaria nu respectă normele europene și guvernul maghiar nu corectează acele legi, atunci Ungaria riscă sancțiuni care pot fi de mai multe tipuri, inclusiv suspendarea dreptului de vot în Consiliul Uniunii Europene, suspendarea dreptului de vot în instituțiile europene, care ar fi un lucru fără precedent. Deci totul depinde de Ungaria în perioada următoare. Această procedură a fost lansată acum, încă nu se aplică sancțiuni. Acestea se vor aplica la finalul procedurii, peste câteva luni de zile, în funcție de modul în care Ungaria cooperează, dar trebuie să coopereze. Dacă nu va coopera, sancțiunile vor fi inevitabile. Iată așadar articolul 7, invocat până în prezent în ceea ce privește situația Poloniei și Ungariei, urmărește, de fapt, restabilirea unor căi de dialog între Uniunea Europeană și statele membre care sunt suspectate de încălcări ale statului de drept. Ne oprim câteva minute pentru o pauză de publicitate. Ți-e dor de prietenii de la școală? La Vivo Cluj-Napoca îi pregătim pe copii să înceapă noul an școlar cu veselie. Ținute noi, rechizite colorate și articole sportive, dar și activități educaționale și super distractive. Anul acesta școlar va fi super! M-
Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital. Un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. VOS Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, VOS Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumături, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Revenim în studio la discuția noastră cu Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL și purtător de cuvânt al Partidului Popular European. Ne întoarcem la tema abordată înainte de pauza de publicitate. Riscă România, precum Ungaria sau Polonia, activarea împotriva țării noastre a articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene? În momentul de față nu există bază pentru a se activa articolul 7 al Tratatului Uniunii Europene împotriva României, articol care ar însemna eventuale sancțiuni, pur și simplu fiindcă în Polonia și în Ungaria au fost adoptate deja legi care afectează valorile ale Uniunii Europene. Libertatea presei, standarde democratice, independența justiției, statul de drept. La noi, aceste legi pe care Dragnea și guvernul său încearcă să le dea de 2 ani de zile nu sunt în vigoare. Deci vreau să spun foarte clar, în România, în momentul de față, nu este bază pentru sancționarea României, dar direcția în care guvernul ne duce este direcția greșită și guvernul trebuie imediat să corecteze acest curs. Dacă nu, da, riscăm și noi în viitor. În momentul de față nu s-au întâmplat lucruri rele pentru ca articolul 7 să fie activat. Legislația a fost până una alta sesizată la Curtea Constituțională, la Comisia de la Veneția, blocată în Parlament, dar dacă guvernul va merge înainte atât de irresponsabil, dar atunci riscăm sancțiuni din partea Uniunii Europene. Un subiect la fel de fierbinte pentru România în acest moment, ne despart mai puțin de 3 luni de la data când vom prelua pentru prima dată președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Cât de pregătită este România pentru această responsabilitate? Păi, în primul rând, ați spus un cuvânt foarte important, pregătită. Și telespectatorii noștri trebuie să știe următorul lucru. România va prelua
Între 1 ianuarie și 30 iunie, pentru prima dată președinția întregii Uniuni Europene. În această perioadă vor avea loc și alegeri europarlamentare, la finalul lunii mai. Deci în aprilie și mai, Uniunea Europeană va fi în campanie. Parlamentul European va fi în campanie, nu se vor adopta legi, la fel e peste tot. Și aici, când primăria este în campanie, cu două săptămâni înainte de alegeri, locale nu se adoptă mari decizii. Când la nivel național ești în campanie, două săptămâni înainte de alegeri, nu adopți mari decizii. Deci ce vreau să spun este următorul lucru. Vom avea pe durata președinției române a Uniunii Europene 3-4 luni de zile, ianuarie, februarie, martie, să adoptăm legi, să ne punem amprenta asupra mersului Uniunii Europene, tocmai de aceea pregătirea este foarte importantă. Nu este, deci, prea mult timp de pierdut. Obiectivele României la președinția Uniunii Europene urmează să fie adoptate în Parlamentul României în luna noiembrie. Practic cam la spartul târgului. Noiembrie 2019, după președinție, aproape m-aș gândi cu acest guvern. Da, aveți dreptate, e prea târziu. Noi trebuie să avem, din timp, câteva obiective clare. Nu multe, dar câteva obiective clare, atât pe teme importante pentru Europa, pe care vrem să le ducem înainte și pe care să ne punem și o influență specifică țării noastre, căci de aceea și există aceste președinții rotative. Ele există pentru ca timp de 6 luni de zile fiecare stat să-și pună mai mult amprenta asupra mersului Uniunii Europene decât în rest. Deci este o oportunitate pentru noi de a ne pune amprenta, dar pentru asta trebuie să avem obiective clare, să spunem foarte clar 1, 2, 3. Dacă... Ambasadorul Germaniei, prezent zilele trecute la Cluj-Napoca, a spus, de exemplu, că ar vedea un rol important al României cu ocazia acestei președinții rotative. România ar putea constitui, spune domnia sa, un intermediar între vestul Europei și estul Europei, între mișcările care se manifestă în vestul Europei și cele care oarecum contrarii se manifestă în țările din estul Europei. Categoric, România poate avea drept rol explicarea la nivelul celorlalte stat membre ale Uniunii Europene care sunt îngrijorările cetățenilor români în momentul de față. Ce așteaptă cetățenii români de la Europa în materie de siguranță, siguranța cetățeanului, combaterea terorismului, oprirea migrației ilegale, un bun control al frontierei externe, în materie de prosperitate, unde vrem să meargă fondurile europene în viitor, în ce domenii, în ce condiții, ce așteaptă cetățeanul. Aici România poate juca un rol foarte important și să și explice oamenilor ce decizii se iau la Bruxelles, de ce se iau, care este impactul asupra vieții oamenilor. Și tocmai de aceea eu am făcut următoarea propunere. Pe durata președinției române a Uniunii Europene se vor întâmpla multe lucruri în România. Vor veni toți miniștrii Uniunii Europene aici. Trebuie să organizăm în România reuniuni ale miniștrilor, agriculturii, de interne, de finanțe, în toate domeniile. Și Guvernul României vrea să organizeze toate aceste reuniuni în Palatul Parlamentului la București. Eu am spus nu. Organizați aceste reuniuni în provincie. Am spus așa. Ministrii afacerilor externe să meargă la Iași, la doi pași de Republica Moldova, să discute acolo despre apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, cum putem ajuta mai mult românii basarabeni. Ministrii telecomunicațiilor și tehnologiei informației să vină la Cluj. Aveți aici un sector vibrant, mulți întreprinzători în IT, toată lumea știe, li s-a dus renumele în Europa. Aduceți ministrii aici să discute, nu-i țineți în Casa Poporului de la București. Ministrii agriculturii în provincie, nu la București. Ministrii industriei, Brașov, un fost centru industrial, ministrii apărării la Constanța, la doi pași de baza Cogălnicianu. Am făcut această propunere pentru a pune toată România pe harta Uniunii Europene, că suntem o țară mare, diversă din punct de vedere regional și vreau ca Europa să vadă toată România și vreau ca și factorul de decizie de la nivel european să vină aici, în orașele noastre, să știe clujenii că, uite, s-au întâlnit miniștrii agriculturii la Cluj și se decide ceva legat de viitorul politicii agricole comune, să înțeleagă, să li se explice, să iasă miniștrii în universități, în facultăți, tinerii de aici, din Cluj, să poată face programe de voluntariat, să participe la acele evenimente, să ajute la organizare, practic să vină Europa în orașul tău. Practic o perioadă de 6 luni în care, pe de o parte, Uniunea Europeană, țările din Uniunea Europeană pot să cunoască mai bine România, dar și românii pot să vadă sub ochii lor cum funcționează aceste instituții europene la noi acasă. Aceasta a fost propunerea mea. Guvernul spune nu e prea complicat și prea scurt. Eu cred că guvernul greșește, eu cred că orașe precum Cluj, Timișoara, Iași, care au aeroporturi cu legături
aeriene suficiente, atât spre capitală, cât și spre alte orașe europene, pot organiza acest lucru. Toți primarii cu care am vorbit, mai ales primarii ai partidului nostru, ai Partidului Național Liberal, spun, sigur că vrem asta, suntem dispuși să facem eforturi și chiar să suportăm o parte din cheltuieli, căci este o oportunitate pentru noi. Guvernul a spus, nu și organizează totul în Palatul Parlamentului, crede că e mai ieftin și mai simplu așa. Eu spun că este o oportunitate pierdută pentru România. Haideți să încercăm să-i dăm o mână de ajutor guvernului PSD-ALDE, condus de doamna Dăncilă. Încercați dumneavoastră să spuneți câteva dintre prioritățile pe care România ar trebui să și le stabilească în viitoarea președinție. Păi, în primul rând, din păcate, pe 30 martie 2019, Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană. Avem în Marea Britanie 411.000 de cetățeni români care trăiesc acolo. Președinția română trebuie să spună foarte clar, securizarea drepturilor tuturor cetățenilor români care trăiesc în Marea Britanie este o prioritate pentru noi, români, dar și a tuturor celorlalți europeni. Vrem ca negocierile cu Marea Britanie să ne impunem pe prima prioritate și anume ca toți cetățenii români și europeni care s-au dus în Marea Britanie, fie s-au dus să studieze, să trăiască acolo, crezând că merg în alt stat membru al Uniunii Europene și se trezesc peste noapte în afara Uniunii Europene ca urmare a acelui referendum, să le fie garantate drepturile. Unul la mână. E vorba de 411.000 de cetățeni români, nu e puțin lucru. Doi la mână. Trebuie să decidem bugetul Uniunii Europene pe următorii 7 ani. Și vor fi negocieri foarte dure pe chestiuni de genul câți bani primește fiecare țară și în ce condiții. E în interesul României ca aceste negocieri să fie închise pe durata președinției române, căci avem o șansă mai bună să ne impunem pe durata acestor negocieri. Vor fi condiționate sau se discută să fie condiționate sumele alocate fiecărei țări de performanțele realizate până în prezent în actualul exercițiu financiar? Realitatea este că în statele bogate, care contribuie mai mult la bugetul Uniunii Europene, există o așteptare ca banii să fie bine folosiți, să-și atingă obiectivul. Și cred că vor exista o serie de condiționalități economice. Există și o discuție legată de condiționarea fondurilor europene de statul de drept. Aici, eu cred că trebuie să fim foarte atenți, că nu vreau ca un beneficiar de fonduri europene din România să sufere de pe urma unor prostii făcute de Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăricianu la București. Adică nu vreau ca un primar de comună din județul Cluj să aibă lucrarea blocată, finanțarea europeană blocată, fiindcă guvernul face prostii, sau un fermier sau un beneficiar de bursă Erasmus sau un cercetător de la Universitatea Tehnică să aibă proiectul blocat, fondurile europene suspendate din cauza prostiilor făcute de guvern. Deci ce încerc să spun este următorul lucru. Înțeleg că Uniunea Europeană spune vrem ca în timp ce dăm fonduri europene guvernele statelor să nu încalce valori europene, cred că este o poziție legitimă, dar punerea în practică acestei poziții nu trebuie să se facă încât să fie afectați beneficiarii de fonduri europene. Deci telespectatorii noștri trebuie să știe următorul lucru. Pentru următorii 7 ani, Uniunea Europeană a propus alocarea pentru România a mai multor fonduri europene decât până acum, fiindcă opinia este că avem în continuare nevoie de bani europeni. Trebuie să ne impunem în negocierile viitoare, să câștigăm în negocierile cu celelalte state, să fim bine reprezentați de către oameni politici care se pot impune la nivel european, trebuie să apărăm aceste sume și să fim convingători în a spune putem absorbi acești bani, banii sunt bine folosiți. Și avem o oportunitate excelentă cu ocazia acestei președinții rotative pe care urmează să o preluăm de la data de 1 ianuarie. Revenim la prioritățile pe care România ar trebui să și le stabilească. Ați menționat până acum două, cea cu privire la buget și cea cu privire la destinul românilor și a celorlalți europeni aflați în acest moment în Marea Britanie, care urmează să părăsească. Cea legată de buget este foarte importantă și are impact asupra tuturor românilor, adică câți bani vin la agricultură, ce subvenție vine la hectar, la fermier, cum vin banii, câți bani pentru autostrăzi, pentru căi ferate, pentru cercetători. Deci asta nu este doar o chestiune tehnică pe hârtie, ci este o chestiune care are impact mare pentru România, chestiunea aceasta legată de buget. Un ultim subiect de pe agenda europeană a României, un vis din ce în ce mai îndepărtat, aderarea la spațiul Schengen, mai este posibil în acest moment, acest lucru pentru români? Eu vreau ca acest lucru să se întâmple cât mai repede, fiindcă românii merită acest lucru. De ani de zile, Comisia Europeană spune următorul lucru. Bulgaria și România respectă condițiile tehnice pentru aderare la spațiul Schengen. Deci, din punct de vedere tehnic,
totul este clar, nu mai e nimic de negociat. Decizia trebuie luată de către Consiliu, în care sunt toate statele membre și sunt state care nu au încredere în momentul de față în guvernul actual al României. Deci, din păcate, românii care merită, pe baza criteriilor pe care le îndeplinim, securizăm frontiera externă, totul e perfect în materie de criterii clare, românii care merită să fie în spațiu Schengen suferă încă, firmele suferă, avem control la frontiera externă, te costă timp, documente, fiindcă guvernul nu este capabil să câștige încrederea partenerilor externi. Este de asemenea umilitor, românii trebuie să stea la o coadă în aeroport, la altă coadă decât stau ceilalți cetățeni europeni. Deja la nivel simbolic este un lucru umilitor la adresa cetățenilor noștri. Da, faptul că există control la frontieră nu e un lucru bun și merităm să nu mai existe. Eu sunt critic față de acele state care nu acceptă aderarea României la spațiul Schengen, fiindcă aderarea României la spațiul Schengen nu este un risc pentru restul Uniunii Europene, dimpotrivă. Toată lumea spune că securizăm o frontieră externă a Uniunii Europene, bine, intrăm practic în spațiul comun de securitate, aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană nu este un risc pentru Uniunea Europeană, ci este un plus de securitate, dar, e adevărat, avem nevoie de un guvern care să poată convinge restul partenerilor europeni, trebuie să fim reprezentați în lume de un guvern în care Europa să poată avea încredere. Vă propun să dedicăm ultima parte a emisiunii noastre alegerilor europene care vor avea loc anul viitor. Sunteți și dumneavoastră printre candidații înscriși pe lista Partidului Național Liberal. Prezentați-ne până atunci un bilanț al mandatului dumneavoastră de până acum. Păi, în primul rând, când am candidat data trecută în 2014, am promis oamenilor deja din campanie că mă voi apuca de treabă din prima zi de mandat. În chiar prima lună de mandat am reușit să vin în Parlamentul European cu un raport prin care au fost alocate 3,5 milioane euro fonduri europene pentru ajutorarea muncitorilor disponibilizați la combinatul de sârmă de la Câmpia Turzii la 2 pași aici de noi. Tot în primele luni de mandat am redactat un raport legislativ prin care au fost alocate 9 milioane de euro pentru oamenii afectați de inundațiile care au avut loc în primăvara și în vara anului 2014 în România. După aceea am reușit să devin, ca prim român, negociator șef pe tot bugetul Uniunii Europene pe anul 2018. 160 de miliarde de euro. Ce înseamnă acest lucru? Ce face un negociator al Parlamentului în privința bugetului? Înseamnă că stabilești prioritățile bugetului, spui în ce domenii să alocăm cu precădere resursele limitate pe care le avem la buget și negociezi după aceea cu Comisia Europeană și cu statele membre să te impui în aceste negocieri. Și care a fost rezultatul? În primul rând, am reușit să avem o creștere de la 30 la 46 de miliarde de euro a banilor pentru plăți, pentru politică de coeziune, adică bani pentru lucrări de infrastructură, autostrăzi, căi ferate, ca în sfârșit când de la nivelul României vor începe să fie absorbiți banii Uniunea Europeană, să aibă bani în casă să poată deconta aceste lucrări. Am obținut plus 600 de milioane de euro bani pentru agricultură, plus 35 de milioane de euro bani pentru tineri fermieri, pentru a se face tranziția fermelor de la generația părinților noștri spre generația tinerilor fermieri. Am reușit creșterea numărului de burse Erasmus, și spun asta aici într-un mare centru universitar la Cluj, de la 2 miliarde de euro la 2,3 miliarde de euro creșterea fondurilor europene pentru burse Erasmus. Deci anul acesta sunt cu 15% mai multe burse Erasmus pentru tineri decât în anul anterior. Și am lansat pentru prima dată un proiect european prin care Uniunea Europeană oferă tuturor tinerilor care împlinesc 18 ani și doresc în mod gratuit un bilet de tren cu care se poate călători nelimitat 30 de zile oriunde în Uniunea Europeană. Este un program pentru tineri, fiindcă vreau ca tinerii să cunoască realitatea din celelalte state europene la 18 ani, o vârstă la care te gândești ce fac, ce meserie urmezi, ce carieră urmezi. E important să știi ce se cere în momentul de față în Europa ca să poți lua deciziile bune, deci lucruri concrete pentru oameni de pe urma bugetului pe care eu l-am negociat anul acesta. Tot în ceea ce privește alegerile de anul viitor, cum ar putea arăta viitoarea Comisiei Europeană? Să știe că aceasta este alcătuită pe baza rezultatelor obținute de partidele politice din fiecare stat membru. Partidul Popular European și-a sacrificat acum, cu prilejul dezbaterilor legate de Ungaria, un prețios aliat. Viktor Orban, prin partidul condus de domnia sa, a adus mulți membri în grupul PPE. Iată acum, s-ar putea ca retragerea domniei sale sau îndepărtarea domniei sale să influențeze rezultatele politice
de anul viitor. Păi, în primul rând, în ceea ce privește Ungaria și pe Victor Orban, noi, Partidul Popular European, am făcut ceea ce era necesar. Există suspiciuni legate de standardele democratice, de statul de drept și, ca atare, noi am decis pentru, am votat pentru începerea acelei proceduri bazate pe articolul 7, fiindcă valorile europene nu pot să fie negociabile. Dacă trădesc valorile pentru 10 voturi astăzi, mâine le trădesc pentru 5 voturi, unde ajungem? Noi am făcut ce trebuia făcut, în spirit european, se începe acea procedură. Dacă se constată că nu a fost nicio încălcare, nu va urma nicio sancțiune. Pentru alegerile europarlamentare, noi, Partidul Popular European, vrem cât mai multă democrație la aceste alegeri, de aceea vom alege în luna noiembrie acestui an un candidat al familiei noastre politice pentru poziția de președinte al Comisiei Europene. Un candidat despre care să spunem oamenilor următorul lucru. Dacă noi vom câștiga alegerile europarlamentare, acest candidat va deveni președinte al Comisiei Europene, pentru ca oamenii să știe ce votează. Și cu acest candidat vom merge timp de 6 luni de zile în vizită în toate colțurile Europei și sunt sigur că acest candidat va veni de mai multe ori și în România și eu vreau să nu vină doar la București, să vină și în orașe din provincie. Cred că după alegerile europarlamentare, noi, Partidul Popular European, vom fi în continuare cea mai mare forță politică în Parlamentul European. Va trebui să ne găsim aliați, să construim o majoritate pro-europeană cu alte partide cât mai apropiate de centru, de centru-dreapta aș prefera eu, poate va trebui să distanțăm și cu partide de centru-stânga, pentru a da Uniunii Europene o majoritate stabilă, funcțională și a face față populiștilor, extremiștilor care fac multă gălăgie și vor să pună sub semnul întrebării proiectul european. S-a încercat în actualul mandat un pas către instituirea unei cutume, potrivit căreia președintele Comisiei să vină dintr-un stat din vest, iar președintele Consiliului să vină dintr-un stat din est. Va încerca PPE menținerea acestei cutume și în mandatul viitor? Pentru noi, un stat nou membru al Uniunii Europene, este foarte important să existe un echilibru la conducerea tuturor instituțiilor Uniunii Europene. Nu se poate ca toți șefii de instituții europene să vină din vest sau din nord sau din sud sau din est. E nevoie de un echilibru și la ultimele alegeri europarlamentare, posturile s-au împărțit în felul următor și e important, cred, și ca telespectatorii să știe. Noi am câștigat alegerile europarlamentare. Ca atare, am dat președintele Comisiei Europene. După care, în negocierile cu socialdemocrații, socialdemocrații, când și-au ales prima poziție, au ales înaltul reprezentant pentru politică externă. Pe Federica Mogherini, socialiștii italieni erau puternici atunci în grupul socialiștilor europeni. După care mingea s-a întors la noi și noi a trebuit să alegem următoarea poziție și am ales președintele Consiliului European. Așa au ajuns atât președintele Comisiei, cât și președintele Consiliului European să fie dați de către familia noastră politică. Și am spus, președintele Comisiei este din Luxemburg, ca atare președintele Consiliului trebuie să fie într-un stat membru nou al Uniunii Europene și este polonezul Donald Tusk. Iată, așadar, dezideratul este o structură echilibrată la vârful Uniunii Europene în care să fie reprezentate atât statele din vest, mai vechi membri ale Uniunii Europene, cât și statele din est, care au aderat mai recent. Emisiunea noastră se încheie aici. L-ați văzut și l-ați ascultat pe Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, purtător de cuvânt al Partidului Popular European, cu care am discutat despre situația din România, situația politică din România văzută de la Bruxelles, dar și despre lucrurile pe care România le are de făcut în pregătirea viitoarei președinții rotative a Consiliului Uniunii Europene. Ne luăm aici la revedere, pe mâine seară la aceeași oră.